Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, este duminică, sunt Cristian Gaba, iar invitatul acestei ediții este politologul și profesorul universitar Cristian Pârvulescu. Bună ziua, domnule Pârvulescu, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Vă propun o călătorie atipică. Vă rog. Vă propun o călătorie imaginară pe frontiera dintre democrațiile liberale și cele iliberale astăzi în Europa. Și aș începe cu o întrebare abruptă. Există o astfel de frontieră extrem de clară? Nu există o frontieră clară pentru că ceea ce e numit în general după Fared Zakaria, actualmente jurnalist vedetă la CNN, dar politolog și cel care a lansat conceptul de democrație liberală acum 11 ani, democrație liberală există peste tot. Tentațiile iliberale există peste tot. De aceea frontiera este probabil în fiecare societate. După alegerile din 2016, alegerile prezidențiale americane din 2016, chiar în decembrie, Fared Zakaria a scris un articol care a făcut articolul de fond în Washington Post și care spunea Statele Unite au devenit o democrație iliberală. Pentru că, până la urmă, ce folosesc așa numite democrații liberale sunt alegerile. Alegerile legitimează ideile pe care le exprimă susțin valori. Exprimă voința populară, normal? Da, e o întreagă discuție aici dacă alegerile exprimă voința populară sau ele sunt doar un compromis care asigură baza unui alt compromis. În Europa, în orice caz, din alegeri nu rezultă, precum în Statele Unite ale Americii, majorități clare și atunci, prin negociere și consens, se formează majoritățile parlamentare care țin cont de interesele foarte diverse din societate. Pe câtă vreme vorbim în România, de exemplu, de referendum, un instrument predilect al iliberalilor, referendumul împarte totul sau și alegerile majoritare în da și nu, pentru și împotrivă. Niciodată lucrurile nu sunt așa de simple. Sunt nuanțate, exact. Dar, pe de altă parte, este evident că granița între democrațiile iliberale în Uniunea Europeană este fosta cortină de fier. Vedem cum țările din Est, inclusiv țările din fosta Iugoslavie, poate în mai mică măsură Slovenia, s-au iliberalizat și vedem cum Austria, care este, era oricum o țară intermediară din totdeauna, are o tentație asemănătoare. Și vedem pe de altă parte că acest liberalism nu reușește nici pe departe să convingă societatea în Occident, excepție Brexitul. Italia? În Italia nu este nici pe departe așa. În Italia situația e mult mai complicată pentru că, vedeți dumneavoastră, calcul aritmetic simplu ne arată că 17% cât a obținut Salvini și Liga, fosta Liga a Nordului, cu 32% nu fac nici măcar jumătate. Da. Dar iliberalii se declară întotdeauna reprezentanții poporului. Brexitul, de ce spun că e situația aparte? Pentru că acolo vorbim de 52% din cei care s-au prezentat la vot. Dar oare 52% pot vorbi pentru 100%? Se pot tranșa lucrurile și una din problemele cele mai importante pe care ni le readuce în discuție iliberalismul este problema regulii majorității. Cum funcționează regula majorității și când se transformă majoritatea într-o tiranie? Să nu uităm că părinții fondatori ai democrației americane, mai târziu Alexis de Tocqueville cu Despre democrație în America, o carte scrisă la începutul secolului XIX, atrăgeau atenția asupra tiraniei majorității. O majoritate nu este deloc mai puțin tiranică decât un tiran dacă nu acționează în interesul tuturor, pentru că valoarea esențială a democrației este egalitatea. Egalitatea între persoane libere. Deci, pe de o parte, nu trebuie afectată libertatea, dar nu trebuie redusă egalitatea. Ori, cei care se declară adepți ai democrației liberale nu sunt, de fapt, democrați. Ei reduc democrația la alegeri. Și dacă au o majoritate, atunci se consideră suficient de legitim pentru a produce orice politică publică doresc. Ori, democrația presupune că toți cetățenii sunt egali, deci că trebuie găsite formule de compromis care să dar o minoritate prezintă cel mai important numitor comun. O minoritate poate fi tiranică? E imposibil pentru o minoritate să fie tiranică dacă nu deține puterea. Sigur că dacă vorbim despre bolșevicii lui Lenin în 1920 erau o minoritate. Erau o minoritate care deținea puterea. Da.
Deci, ceea ce transformă o minoritate dintr-o minoritate opresată într-o minoritate tiranică este tocmai deținerea puterii. Și ceea ce face diferența între democrație și celelalte forme de guvernare, reiau formula aceea celebră a lui Churchill, cea mai rea dintre toate cele este care s-au încercat, da? E bine, este tocmai această căutare a consensului. Consensul nu va fi niciodată absolut, dar va încerca să mulțumească cât mai mult și să găsească soluții pentru cât mai mulți. Pe de altă parte, liberalii susțin că reprezintă poporul. Ceva general, neprecizat, mulțimea aceea care apărea în istorie odată cu revoluțiile din secolul al XVIII-lea, dar în secolul XX, după primul război mondial, acum 100 de ani, deci, dintr-o dată căpătea o pondere electorală extraordinară. Și acea mulțime era ușor de manipulat. Deci, în numele mulțimii s-au făcut o mulțime de crime, a poporului, de da, crime. Da, da, exact. Da. Vă propun să continuăm călătoria noastră tocmai dincolo de cortina de fier, de fosta cortina de fier, și să începem cu Ungaria. Ungaria a devenit după alegerile din 2010 un fel de stat campion al iliberalismului, nu? S-a vorbit la un moment dat de o replică a sistemului lui Putin în Uniunea Europeană. Cum vedeți situația liberalismului și iliberalismului la Budapesta? Iliberalismul lui Victor Orban este unul interesant. Și asta pentru că la începutul carierei sale politice, Victor Orban a fost chiar liberal. Antisovietic, nu? Cel care a ținut un discurs faimos de izgonirea trupelor sovietice din Ungaria. Da, un discurs atunci când s-a făcut ceremonia prin care liderul Revoluției Anticomuniste din 1956, Imre Noghi, a fost înmormântat în mod simbolic. Dar mă refer atât la 1988-1989, cât la începutul anilor 90, când în noua Ungarie Fidesz era un partid liberal, dar partid de tineri și susținut de George Soros, nu direct, nu prin finanțări, cât mai ales prin tipul de informații pe care le punea la dispoziție acestor noi politicieni maghiari. Dar repede, Victor Orban a înțeles că liberalismul nu-i va asigura niciodată accesul la putere. A schimbat liberalismul pentru conservatorism, iar acest conservatorism a evoluat din ce în ce mai mult către extremă. Prima guvernare a lui Orban între 1997 și 2001 a fost pro-occidental. N-a fost una atât de evident iliberală, dar a doua guvernare, în contextul crizei economice, în contextul unei situații destul de complicate și tensionate, cu o Rusie care era deja condusă de Vladimir Putin de o perioadă lungă de timp. După un dezastru al guvernării Gyurcsány din punct de vedere economic. Vedeți, e criza economică, nu numai guvernarea Gyurcsány. Evident. Gyurcsány a avut ghinionul să fie sincer și să spună, e adevărat, activului de partid al socialiștilor maghiari, dar a fost înregistrat, că situația este dezastroasă, înregistrarea a fost făcută publică și a jucat un rol crucial în victoria lui Victor Orban. Dar Victor Orban nu reușește niciodată să câștige o majoritate absolută. Prin, a schimbat sistemul electoral. Mici modificări electorale reușește să dea unei majorități de 48%, o pondere de 70% în Parlament. Este o idee care a fost și este folosită de foarte mulți liberali pentru a-și întări puterea și pentru a împiedica opoziția să se organizeze. Problema în Ungaria este incapacitatea opoziției de a se organiza și, ca și în România, incapacitatea organizațiilor civice și a mișcărilor civice de a prinde un control politic. Pe de altă parte, creșterea economică, pentru că toate aceste liberalisme sunt în țări care cunosc o creștere economică mai importantă decât cea din țări. Dar asta nu datorită lor neapărat. Nu are importanță dacă la ora actuală este un moment de creștere economică în toată Europa. E adevărat, dar discutăm de 2010, spre exemplu, când vorbim despre Ungaria. Iar politicile atipice pe care Orban le-a propus au favorizat o creștere economică, dar mai ales electoratul care este specific Fideszului și care este un electorat din estul Ungariei, mai degrabă rural.
Pentru că marile orașe sunt pierdute în continuare de Fidesz. Avem clivajul rural-urban, care nu e un clivaj nou în Ungaria, care există în Ungaria din secolul XIX. Vă întrerup puțin, luăm câteva minute de publicitate, revenim imediat. Este duminică, ne-am întors la Călătorii Geopolitice. Alături de noi se află domnul profesor Cristian Pârvulescu. Domnule Pârvulescu, rămăsesem la Ungaria, la clivajul dintre rural și urban, și v-aș adresa o nouă întrebare. Cum vedeți alunecarea spre iliberalism, spre naționalism, spre conservatorism, nu numai a unui om sau unui partid politic, ci a unei întregi galerii de intelectuali publici? Deci o parte a intelectualității maghiare. Și a societății. Și a societății, evident. Pentru că evident, da. Ar fi absurd să spunem că doar politicienii sunt iliberali. Bun, cred că o parte din răspuns l-ați primit în momentul în care am vorbit de clivajul rural-urban, care este un clivaj esențial al modernizării. Aceste țări, țările din Europa Centrală și de Est, în primul rând datorită parantezei comuniste, au cunoscut un proces de modernizare tardivă. Pe de altă parte, mai e ceva. De unde acest suveranism la care aderă foarte mulți intelectuali publici? Păi el apare ca o consecință a nevoii de identitate după o perioadă în care aceste state au fost dominate de Uniunea Sovietică. O jumătate de secol Uniunea Sovietică a imprimat politicile, a avut trupe acolo. România, sigur că este o excepție din punctul evident, ăsta de vedere, dar contează mai puțin în logica asta. În Ungaria contează foarte mult pentru că suveranitatea pe care și-a obținut-o de curând, în 1989-1990, este considerat a fi pusă în pericol de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană care este greu de înțeles de cei care s-au format în spiritul unei culturi profund naționaliste și tradiționaliste. Pe de altă parte, grupurile sociale, vă vorbeam despre zona rurală, care beneficiază de pe urma politicilor publice pe care guvernurile iliberale le pun în aplicare, sunt antioccidentale. Sunt antioccidentale atât datorită elementelor culturale, cât și datorită intereselor economice. Vorbim despre un clivaj care există în Uniunea Europeană, îl vedem în Italia, de care vorbeați mai devreme, dar bine, în absolut toate țările. Contrastul rural-urban în Italia este foarte vechi. Da, e mai puțin important și mai puțin evident astăzi, decât în Europa răsăriteană și mai ales în România. Dar și acolo există, mă refer la urban-rural, cât la un nou clivaj produs de integrarea europeană între pro-europeni și anti-europeni sau sceptici, cum vreți să-i numiți, în funcție de gradul de anti-europenism pe care îl au. Acest clivaj există, el a fost în știința politică identificat încă de acum 20 de ani, dar a fost o întreagă discuție dacă nu cumva acest clivaj este fost un clivaj stânga-dreapta care ia o formă contextuală. E din ce în ce mai evident că nu putem explica în Europa Occidentală conflictele politice actuale prin clivajul stânga-dreapta, pentru că vă dau un exemplu. În Franța, țara în care s-a născut clivajul stânga-dreapta odată cu Revoluția franceză, în Franța avem la extrema stânga spectrului politic anti-europeni. Mélenchon, spre exemplu, da, și mișcarea sa a Franței nesupuse este o mișcare mai degrabă anti-europeană, este consideră alteri europeniști, dar în realitate sunt profund anti-europeni. Poate este și o moștenire a structurilor sovietice din Franța. Nu pe care e vorba de Partidul Comunist. Mélenchon n-a fost niciodată membru al Partidului Comunist, a fost membru al Partidului Socialist. Sigur că e vorba de o parte din tradiționalul naționalist francez. Dar nu e vorba numai de asta. Mélenchon este prieten sau în orice caz apropiat de Putin în egală măsură cu Marine Le Pen, spre exemplu. Și vedem că între extrema stângă și extrema dreaptă în varianta aceasta atât de criticabil a clivajului stânga-dreapta, există foarte multe legături. Prietenia cu Putin, de exemplu. Nu numai prietenia cu Putin, dar și anti-europenismul. În ceea ce îl privește pe Mélenchon este cu atât mai șocant cu cât, dar și Madame Le Pen, Marine Le Pen, sunt parlamentari europeni sau au fost parlamentari europeni în cazul lui Mélenchon și asta pe locul lui Simon Weil joacă un rol foarte important. Da. Acum, în Ungaria toate lucrurile astea au contat și în România, în primul rând, tradiția aceasta a naționalismului. Ungaria s-a construit în jurul ideii naționale, a unei idei naționale care a avut mai degrabă o formă liberală în secolul al XIX-lea, în jurul lui Kossuth, dar care liberalism a fost întotdeauna impregnat de naționalism. Iar acest naționalism, în final,
a prevalat în raport cu liberalismul, mai ales după 1918. 1918, normal, pierderea războiului a Transilvaniei și altor regiuni, Voivodina și așa mai departe, toate aceste lucruri au contat foarte mult în întărirea acestui curent și cred că Victor Orban profită masiv de acest lucru. Mai un element antiliberal pe care nu-l putem neglija în Ungaria este tradiția antisemită. Foarte puternică, într-adevăr. Foarte puternică și pe care, din nefericire, primul ministru israelian Benjamin Netanyahu o legitimează prin relațiile speciale cu Victor Orban, dar acest iliberalism de la început a fost antisemit. Acuzele care s-au adus liberalilor înainte ca Orban să se definească la Băile Tușnad în 2014 ca iliberal. Deci între 2010 și 2014 acuzele au fost aduse în special liberalilor, Partidului Liberal, în care erau foarte mulți evrei, partid care a fost asociat la guvernare cu Partidul Socialist. Iar criza economică a fost pus într-un mod foarte interesant și propagandistic, pusă pe seama elementelor economice care proveneau din zona evreiască. Deci antisemitismul acesta a crescut, eu l-am văzut, am discutat cu foarte mulți colegi maghiari și am fost șocat să constat că oameni care erau absolut deschiși înainte de 2010 au devenit din ce în ce mai antioccidentali și antisemiți pe măsură ce ne apropiem. Nu este inexplicabil. Eu cred că antisemitismul acolo și aici, pentru că nu suntem scutiți de acest lucru, este ținut sub control, dar în momentul în care elementele care au făcut posibile, de civilizație, de democratizare, care au făcut posibilă această temperare antisemitismului dispar, el se manifestă integral. Așa îmi explic de ce există și în Franța. Ar fi simplu să spunem că antisemitismul francez, de exemplu, se datorează doar musulmanilor și lumii arabe. El are o puternică și veche rădăcină în cultura franceză. Și extrema dreaptă s-a revendicat de la asta. Deși există elemente antisemite și la stânga și extrema stângă. Dar e un moment important care a apărut în Franța în 1895-1900, e vorba de celebrul scandal Dreyfus, da, care a împărțit Dreyfus, cum da, afacerea da. Dreyfus, exact, care a împărțit societatea franceză între stânga, care este internaționalistă, și dreapta, care este naționalistă. De atunci era imposibil ca cineva să fie de stânga și naționalist. Deci naționaliștii au fost împiși spre dreapta. Da. Și asta s-a întâmplat pe întreg parcursul secolului 20, în orice caz până prin anii 70 ai secolului 20, după care postmodernismul a făcut ca lucrurile să devină din ce în ce mai complicate. Da. Și vedem cum în România, o țară care nu e așa, este din ce în ce mai liberală, un partid care se revendică de la socialist, de la socialdemocrație, PSD-ul, a devenit un partid care promovează idei naționaliste, care n-au nicio legătură cu, sau cu de extremă dreaptă, care n-au nicio legătură cu clivajul stânga-dreaptă. Cum se mai pot recunoaște aceștia astăzi ca fiind de stânga, e foarte greu de spus. Pentru că vedeți dumneavoastră populismul, inclusiv politicile publice care se adresează așa numitului popor, nu sunt suficiente pentru a-l face pe cineva de stânga. Atunci, cu siguranță, Hitler a fost un om de stânga. Luăm din nou câteva minute de publicitate, revenim imediat. Ne-am întors la călătorii geopolitice pe frontiera atât de discutată și de discutabilă dintre liberalism și liberalism. Vorbeam, domnule Purvulescu, despre stânga și naționalism și aș vrea să mergem la nord de Budapesta, în Slovacia, acolo unde partidul domnului Robert Fico, nu, care controlează spectrul politic din 2010, din 2012 de fapt, a controlat și între 2006 și 2010, acolo unde stânga este tot naționalistă. Din anii 90. Și era un exemplu pentru PSD-ul condus la acea vreme de domnul Gioana, care încerca să orienteze în perioada 2008, spre exemplu 2007-2008, PSD-ul pe o linie asemănătoare celei pe care partidul domnului Fico o are. Bun, acolo sunt vorbim de un stat tânăr totuși, un stat naționalist, profund rural, într-adevăr,
sau mai puțin urban decât Cehia vecină. Exact. Pentru că ruralitatea în Europa Centrală și cea din Europa de Est sunt foarte diferite. Dar da, vorbim aici de rădăcinile culturale. Dar vedeți, aproape că momentele liberale au fost un interludiu în istoria Slovaciei post-90. Păi, în primul rând, pentru că nu are o istorie foarte lungă și că istoria precedentă a Slovaciei a fost o istorie de extremă dreaptă. A lui Tiso, normal, fascismul clerical. Logic. Deci, această tradiție, ca și în Ucraina, o altă țară care este fracturată între tendințe conservatoare și fasciste și tradiții democratice și liberale, a făcut ca în Cehoslovacia, în Slovacia, lucrurile să evolueze destul de dificil, dar nu putem să comparăm Slovacia cu România. Fiți obține 20 ceva la sută din voturi, nu 46% din voturi. Bun, dar are tot felul de sateliți. Un partid naționalist, e adevărat, tot felul de creații. Dar vorbim aici despre o logică a compromisului. Da. E mult mai complicat și lucrurile variază și, mă rog, și acolo președintele care provine din societatea civilă poate să joace un rol. Da. Da, mă rog, business, dar de fapt e vorba despre organizații neguvernamentale și caritabile care au fost deschise către societate și care i-au permis să aibă o platformă, dacă vreți, națională în alegerile prezidențiale precedente. Situația, nici măcar n-aș fi atât de convins că putem să dăm aceeași definiție Slovaciei precum Ungariei. Există tendințe, dar există și o oscilație. Spre exemplu, fac parte din grupul de la Visegrad, prin care Victor Orban a încercat să se protejeze și să extindă modelul iliberal în alte țări, dar nu merg până la capăt. Relația lor cu Ungaria este tradițional tensionată. Este tradițional tensionată, dar datorită naționalismului maghiar și problemelor legate de drepturile minorității maghiare, ceea ce n-a reușit Victor Orban în Slovacia este să impună un partid maghiar pro-Orban, anti-european, ca fiind un partid favorit al electoratului maghiar de acolo. Practic, un partid maghiar cu tendințe pro-occidentale și oarecum anti-Orban este cel care e preferat în continuare de maghiarii din Slovacia, care reprezintă la o țară mică o proporție destul de importantă dintre votanți, partid care nu poate lipsi din aranjamentele de guvernare, pentru că, mă rog, regula majorității spune că e nevoie de o majoritate. De obicei e nevoie de o majoritate, pentru că în țara vecină, în Cehia, am avut în mai multe rânduri partide minoritare care au condus în înțelegere cu partidele aflate în opoziție. Este Andrei Babiș un viitor Victor Orban al Cehiei? Vedeți, el este un om de afaceri, deci diferența dintre Orban și Babic este că Babic este om de afaceri care a intrat în politică, seamănă mai mult cu Dragnea din punctul ăsta de vedere, care este de asemenea un om de afaceri intrat în politică, e adevărat, de mult, Babic e mai de curând, care este interesat să-și protejeze. Unul din cei mai bogați cehi, da. Poate cel mai bogat. Este interesant și foarte disputat în ceea ce privește afaceri foarte suspecte din bani europeni. Și foarte multe conexiuni cu Rusia. Astea sunt deja destul de dese, dar care nu s-a manifestat în Consiliu ca fiind atât de anti-european pe cât pare. Aici și politica președintelui Macron și a cancelarului și Merkel. Și poate și tradiția societății cehe, foarte liberală în sine. Este cea mai liberală societății europene, e foarte adevărat. Dacă luăm ca indicator, de exemplu... Pe Kundera. Nu, numărul de liber cugetători, spre exemplu. Este de departe țara cu cel mai mare număr de liber cugetători, cu cea mai mare proporție de liber cugetători din lume. Deci o țară într-adevăr liberală, dar cu toate astea, iliberalii câștigă. De ce câștigă? Pentru că există întotdeauna grupuri sociale care sunt nemulțumite, care sunt refractare, care n-au beneficiat în mod explicit de pe urma integrării europene, care nu sunt convinse că integrarea europeană este bună și care, așa cum se întâmplă de multe ori, sunt și dependente de grupări economice și politice. Miloš Zeman este un iliberal? Este mai mult decât un iliberal. Știm foarte bine pozițiile sale anti-europene, dar și în favoarea Brexitului.
și a lui Donald Trump. Se împacă bine cei doi, președintele și primul ministru? Foarte aparent, bine. Da. Aparent, da. Aparent, da. Dar cred că la un moment dat vor apare și disensiunile dintre ei. Mie mi se pare că vorbim despre un pragmatic oportunist, în cazul lui Babic, care are un președinte pe care l-a ajutat să câștige alegerile, care este profund iliberal și anti-european. Acest pragmatic se va orienta în funcție de situația din Europa într-o direcție sau în alta. Deci, Cehia și Slovacia sunt două țări care nu au basculat definitiv în lumea iliberală, ci sunt la granița dintre. Și dacă adăugăm Austria, care este vecină cu cele trei și unde vorbim, de exemplu, despre o majoritate cu Partidul Libertății a conservatorilor, care pune foarte multe probleme legate de drepturi și libertăți. Înainte de a ajunge la Austria, pentru că ne vom opri la Viena puțin, cum vedeți sau cum priviți faptul că partidele tradițional liberale sau conservatoare de centru-dreapta, dar moderat conservatoare de centru-dreapta, care au asigurat tranziția în Cehia și în Slovacia de la comunism la economia liberă, mă refer aici la partidul domnului Miklós Dorinda, mă refer la partidul lui Karel Schwarzenberg, au ajuns astăzi nesemnificative, 5-6%. Mă rog, 5-6% nu înseamnă neapărat nesemnificativ. Dar... Bun, dar mainstream-ul politic este ocupat de partide noi. De exemplu, gândiți-vă, anul 2011, partidul lui Babiș, abia înființat, a ajuns undeva la 30%. E adevărat. Și era normal. Există nemulțumiri față de partidele tradiționale, care nu au reușit să-și construiască o bază, care au folosit o retorică care s-a perimat, dar care n-au reușit să stabilească o legătură cu un electorat nou care era dispus să îi urmeze. Altfel spus, deși erau conservatoare, n-au știut să interpreteze semnalele pe care le-au primit din partea societății, au crezut că societatea este uniformă și nu e nici pe departe așa, și au pierdut. Era inevitabil să piardă alegerile, așa se întâmplă cu multe partide mainstream care nu sunt capabile să interpreteze corect semnalele venite dinspre economie și societate. Criza economică a jucat un rol foarte important, dar cred că nici criza economică nu este suficientă pentru a explica această derivă. Cum vă spuneam, eu văd deriva din țările foste comuniste legate de dorința de suveranitate pe care politicieni inteligenți și experimentați au știut să o folosească în interesul lor. Ori discursul pro-european, care era un discurs inteligibil doar pentru elite și zona urbană, clasa mijlocie urbană, nu putea să asigure majorități electorale importante. În plus, în toate țările noastre, absenteismul electoral este imens, o problemă. Da. În Occident, când se ajunge la 60% prezență la vot, se vorbește despre un dezastru, despre lipsă de legitimitate. La noi, 60% se atinge doar... momente excepționale, da. Doar la alegerile prezidențiale. Da. Luăm din nou câteva minute de publicitate, revenim imediat. Este duminică, ne-am întors la RFI, la Călătorii Geopolitice. Alături de noi se află domnul profesor Cristian Pârvulescu. Vă propun să ne oprim la Viena și o să vă întreb direct. Este Sebastian Kurz un iliberal? Nu. Este un conservator pragmatic. Tradițional. Conservator european. Este, da, în sensul tradițional al cuvântului, dar pragmatismul face să pună de multe ori interesul tactic înaintea doctrinei. De aici și alianța sa cu Partidul Libertății, nu că partidul său n-ar mai fi făcut-o și altă dată. De aici și discursul anti-imigrație. Dar până la urmă să ne gândim în felul următor. Socialdemocrații austrieci nu au suferit o înfrângere zdrobitoare în alegeri. De fapt, scorul lor era relativ apropiat de cel al conservatorilor și erorile de campanie au contat foarte mult. În schimb, ceea ce a reușit Kurz este să minimizeze efectul extremei drepte. Care da, este, pentru că i-a dus la guvernare. Nu numai că i-a dus la guvernare, dar preluând o parte din discursul lor, a reușit să
preia și voturile pe care aceștia le-ar fi putut o mare avea. Coaliție ar fi creat două forțe de opoziție. A mai fost Marea Coaliție. Președintele Fischer, care provenea din rândurile social-democraților și care era un profesor... Nu era unul care să poată să întărească acest curent al Marii Coaliții. Era foarte dificil de susținut Marea Coaliție și de aici au venit și această majoritate, care însă, dincolo de mici erori, se comportă, sunt la președinția rotativă a Uniunii Europene, să nu uităm, se comportă rezonabil. Deși cunoaștem relațiile speciale cu Rusia, nu numai ale Partidului Libertății, dar și a multora din Partidul Conservator, Partidul Poporului, constatăm că nimic nu îl împiedică pe cancelarul austriac să aibă un discurs critic la adresa Rusiei. Chiar dacă ministrul de externe, spre exemplu, o doamnă, l-a avut pe Putin invitat de onoare la nuntă. Și a și valsat. Chiar așa, asta nu împiedică să susțină drepturile omului, spre exemplu. Nu e vorba despre o persoană care să fie membra Partidului Libertății, dar care are simpatie evidente cu Partidul Libertății, dar cu toate astea, susținerea drepturilor omului în Austria și în Europa face parte din discursul oficial al guvernului austriac. Ca urmare, și aici suntem tot la graniță. Sunt nuanțe, da. Și aici lucrurile pot evolua într-o direcție sau în alta, în funcție de situația generală din Europa, care situația generală din Europa nu este atât de neagră pe cât o prezintă presa. Trendul este spre liberalism sau spre iliberalism astăzi? Eu cred că este, vorbim despre un puternic curent iliberal la nivelul Europei, mult mai puternic decât acum 10 ani sau decât acum 20 de ani, dar asta pentru că de multe ori dreapta tradițională camufla acest curent, care acum se poate manifesta independent și poate să legitimeze din discursul anti-imigrație, celebrul mit al marii înlocuiri pe care, nu-i așa, Comisia Europeană împreună cu George Soros încearcă să o pregătească în țările noastre. Mai puțin cunoscut în România, dar foarte important în Ungaria, spre exemplu, acest mit al marii înlocuiri. Ce se întâmplă, vă dau exemplu Suedia. Deci în Suedia unde sau în au Olanda... câștigat acum, nu au câștigat, dar nu în Suedia... Ce e problema? E că n-au câștigat. Și că discursul acesta care spune că au câștigat este nu numai un discurs eronat, dar este și un discurs care influențează negativ opinia publică și crește această tendință spre deprimare. Nu, n-au câștigat, au pierdut. Au anunțat că vor obține 30% din voturi și au obținut 17% mai din mult vot. Decât oricum la mai mult decât data trecută, în condițiile în care discursul antimigrație a fost unul debordant în Suedia, Partidul Social-Democrat rămâne primul partid, partidele liberale rămân în continuare importante. Creștini deci, democrații au câștigat când au avut un câștig important la aceste alegeri față de ultimele, atunci când se părea că nu vor mai intra în Parlament. Deci situația nu este nici pe... și asta ne dovedesc și alegerile din Olanda și cele din Franța de anul trecut. Situația nu este atât de disperată. Ține mai degrabă de limbaj, de narațiunea care este prezentată publicului. Însă, nici să nu ne facem iluzii, în 1929 Hitler avea sub 5%. În 1932 obținea aproape 35% în iunie și 32% în noiembrie. Deci, lucrurile pot evolua rapid datorită unor crize, cum a fost cazul crizei economice acolo. O prăbușire. Da, în asemenea momente, discursurile acestea care sunt absolut iraționale pot prinde o parte a societății. Dar nu vorbim despre o victorie categorică, vorbim despre minorități. Vă dădeam exemplu și în Italia, 17% au obținut Liga. Acum, populiștii de la 5 Stele, conduși de Di Maio, încearcă să se adapteze, dar limbajul lui Salvini este cel care câștigă în raport cu populismul 5 Stele și câștigă pentru că forțează nota. Forțează nota și profită, introduce frici în orizontul public și profită de creșterea acestor frici. Pentru că știți, Italia a fost o țară foarte tolerantă față de imigrație, dar de ce vă spun că discursul acesta este fals? Cifrele ne arată evident cât de mică este în momentul de față imigrația.
Vorbim despre, ca să nu mai spunem că ea se orientează în mai mare măsură spre Spania decât spre Italia, iar Grecia este deja în 2016 de la acordurile dintre Uniunea Europeană și Turcia protejată oarecum. Vorbim despre 20 și ceva de mii de persoane care au trecut anul acesta spre Italia față de aproape 300 de mii în 2015-2016. Este o diferență evidentă și cu toate astea profită de fricile acestea pentru a încerca să-și întărească puterea. Vorbim despre un politician ambițios și aici nu avem niciun fel de dubiu, fascist. Salvini nu presupune niciun efort pentru a dovedi că este în continuitatea lui Mussolini. Și aici ajungem la un alt element important. Aceste extreme sunt acele mișcări de tip fascist dintre cele două războaie mondiale care au rămas în adormire vreme de câteva decenii, dar nu au fost învinse niciodată. Pentru că valorile pe care le-au promovat s-au refugiat din spațiu public în spațiu privat. Și aveau o bază socială ascunsă. Da, acum știți, baza fascismului a fost formată de obicei din clasa muncitoare. Da. Ori aici vorbim deja de clasă mijlocie. Acolo s-au retras, în zona clasei mijlocii. Dacă ne uităm la liderii actuale ai acestor mișcări, nu o să vedem pe nimeni provenit din zona muncitorească. Nu, provin din clasa mijlocie, frustrată, în general... lovită de criză. Mai mult sau mai puțin, dar da. Conservatoare, provincială de multe ori. Da, clivajul centru-periferie este un clivaj esențial și în toată această politică, economie. Da. O să vedeți cum și în Franța, un stat profund centralizat, în general periferia este cea care votează Marine Le Pen, Marine Le Pen. Da, și Frontul Național, mai nou adunarea și franceză. Paradoxal, în Polonia harta electorală arată foarte interesant. Ea este o replică a fostelor zone de ocupație atunci când Polonia era împărțită. Pomerania, Silezia sunt în general alături de Donald Tusk, în timp ce zona care a fost sub dominație rusească, rurală și conservatoare, este de partea lui Kaczynski. Dar de ce vi se pare că este paradoxal? Nu e deloc paradoxal. Este absolut logic. Inclusiv Galicia, care a fost ocupată de austrieci, unde e o tradiție conservatoare puternică. Da, dar vedeți dumneavoastră și puternic antisemită. Să nu uităm că antisemitismul în Galicia la sfârșitul secolului XIX a fost foarte important. Aveau loc progromuri acolo, da. Și atunci vedem o continuitate culturală care este dublată de o situație socioeconomică și care face inteligibilă o astfel de orientare. Așa cum și în România aceste orientări sunt cât se poate de ușor de interpretat. Problema e alta, nu că este o fatalitate această continuitate? Asta e întrebarea pe care trebuie să ne punem. Exact. Este o fatalitate? Aceste țări sunt condamnate? Nu puteau să fie în altă parte? Eu cred că nu. Deci aici e interesant. În 1962, doi politologi americani, Almond și Verba, au scris o carte care a lansat un concept celebru, cultura civică. Această carte prezenta un studiu comparativ a democrației, a culturii civice care susține democrația, este elementul valoric de la baza democrației în 5 state. Statele Unite ale Americii, Mexic, Marea Britanie, Italia și Germania. Ce voiau să înțeleagă cei doi politologi era dacă aceste țări vor rezista la crizele antidemocratice sau nu. Concluzia lor din 1962, pe baza unei cercetări făcute pe mai mulți ani, a fost că Mexicul se va democratiza, cele două, Statele Unite și Marea Britanie, vor rezista, în schimb Germania și Italia se vor prăbuși. Nu s-au prăbușit. Oare? Multă lume a criticat. Au spus, nu, în anii 80 deja s-a făcut o relectură și s-a constatat că Germania și Italia au rezistat, dar astăzi Salvini ne arată că s-ar putea ca să fie avut dreptate. Nu cumva au avut dreptate, dar cei doi nu vorbeau de fatalitate, ei vorbeau despre rolul important pe care cultura civică îl are în susținerea democrației de tip liberal. Unde în Italia niciodată n-a fost o tradiție puternică a culturii civice. Dar vedeți dumneavoastră, ciudat este că în Nord a fost o tradiție mai puternică a culturii decât civice în sud, decât da. În Sud și constatăm că acum Nordul este cel în care se manifestă primile fisuri serioase în societatea liberală. De ce?
Responsabilitatea clasei politice este esențială. Răspunsul la situația din Polonia, la cea din România sau din Ungaria, ține de responsabilitatea clasei politice. Indiscutabil, Netanyahu, care cred că este modelul eliberalilor dintotdeauna, Putin, Orban, Kaczynski, Erdogan, Dragnea, sunt oameni care gândesc în perspectivă, își fac strategii. Pe câtă vreme adversarii lor se uită doar la sondajele de opinie. Dincolo de un discurs de fațadă democratic, nu au, cred că lucrurile se aranjează de la sine. Ori democrația nu arată Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Acum, nu este un dat. Ea este rezultatul unui proces politic permanent. Și o evoluție, într-adevăr. Dacă societatea a devenit societatea americană liberală, nu sunt de acord cu Farid Zakaria. Acea parte liberală din societatea americană a profitat de un context politic pentru a-și spune, a-și striga, dacă vreți, cu disperare punctul de vedere. Același lucru se întâmplă și în celelalte țări. În unele țări, Rusia și Turcia sunt un exemplu, liderii liberali ajung să pună mâna pe putere și să desfințeze opoziția pentru a-și asigura perenitatea. Netanyahu în Israel n-ar face niciodată o asemenea greșeală. Știe să se așeze astfel încât să fie personajul politic absolut necesar. Ce a făcut Netanyahu este că a laminat toți adversarii personal, toți politicienii care s-au opus, nu partidele politice. Partidele politice rezistă. Netanyahu este un lider care obține de obicei în jur de 30% din voturi, în ultima vreme mai puțin, dar fără de care nu se poate forma o majoritate. Domnule Pârvulescu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI. O duminică frumoasă!